Astăzi, în piața de marmură din centrul municipiului Zalău, Spitalul Județean de Urgență, în colaborare cu Asociația de Modernizare a Spitalului, cu Serviciul de Ambulanță și Școala Pozliceală Sanitară din Zalău, au organizat o acțiune unde au prezentat tehnici de acordare a primului ajutor. Spitalul Județean de Urgență din Zalău organizează azi, în colaborare cu Asociația pentru Modernizarea Spitalului, cu Serviciul de Ambulanță și Școala Postliceală, o acțiune prin care locuitorii Zalăului sunt invitați să învețe tehnicile de bază de resuscitare, să își verifice valorile tensiunii arteriale, iar dacă sunt interesați, să observe dotările cu care este dotată ambulanța din Zalău. Cu ocazia acestui eveniment, până la acest moment, foarte multă lume s-a arătat interesată de aceste manifestări. Locuitorii Zalăului au fost mulțumiți atât de acțiuni, cât și de elevii practicanți și personalul de la ambulanță. Sunt destul, la multe persoane au probleme. Într-adevăr, este o problemă. Cât de des ar trebui să se întâmple acest act? Asta nu sunt eu în măsură să spun, numai un specialist. Eu de-abia apuc. Aveți problemele de sănătate? Ca la vârsta asta. Ce părere aveți despre această acțiune? Eu sunt foarte mulțumită. Elevii sunt minunați, doamnele de la ambulanță la fel, urgența, number one, foarte tare. Îmi place de ei. Trebuie să facă mai des, chiar dacă nu zilele spitalului sau cu alte ocazii, o să-și facă timp și sperăm să mai apară prin zonă, să ne mai învețe lucruri importante și interesante pentru noi. Instructoarea de la Școala Pozliceală Sanitară, Iliana Carmen din Delegan, a declarat că toți elevii școlii pozliceale participă la asemenea acțiuni, iar primul ajutor este pasul cel mai important din medicină. Sunt peste 100, anii 3 sunt singurii care sunt în spital la practică, ei nu puteau să lase activitatea de instruire în spital, în rest sunt anii 2 și anii 1 ca spectatori mai mult. Anii 2 sunt pregătiți, ei pot realiza practic măsurile care se impun pentru salvarea vieții, iar anul 1 pentru a se integra cât mai bine în meserie sunt prezenți. Ei, toți cei care se pregătesc în profesia asta, fără să cunoască că primul ajutor nu se poate. Este o meserie care se face practic, nu prin corespondență. Trebuie prezenți în toate situațiile. Când bolnavul într-o stare mai bună, trebuie să-l ajute pentru reînsănătoșire și pentru a se adapta viitorului, iar în situație mai gravă trebuie să-l ajute până în ultimul moment.